Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Simpozion interconfesional, Biblia, valențe culturale. Vară plină de evenimente la Dărmănești. Spectacole de excepție de zilele Comăneștiului. Simpozion de înaltă ținută la Comănești. Sâmbătă 5 august de la orele 9 la Castelul Ghica din Comănești a avut loc simpozionul interconfesional Biblia Valențe Culturale. Evenimentul a fost organizat de Primăria Orașului Stațiune Comănești în colaborare cu Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, Protoieria Moinești, Federația Biblică Catolică, Parohia Romano-Catolică Sfântul Anton de Padova Comănești și Asociația Cultural-Științifică Dimitrie Ghica Comănești. Detalii în minutele următoare. Bună ziua! Să fiți bineînțeles de toată lumea, da? Bine ați venit la simpozionul interconfesional Biblia Valențe Culturale, organizat cu ocazia zilelor orașului Comănești, aici, la noi, în acest edificiu deosebit. Această clădire deosebită este cea mai emblematică clădire a orașului Comănești, construită de familia Ghica acum 100 și ceva de ani. Și vreau să vă spun că după lungi procese și tot felul de situații în care am fost puși pentru a redobândi să rămână la noi, la Unitatea Administrativă Teritorială în această clădire, am reușit să o cumpărăm, după ce a fost revendicată și câștigată de centra revendicată. Și chiar făceam o glumă mai înainte că este Palatul Ghica, dar acum nu mai este Palatul Ghica, că este Palatul Oate Comănești. Este proprietatea Oate Comănești. Este doar o glumă. Vreau să vă spun că chiar ne-am dorit foarte mult să putem să câștigăm această clădire emblematică pentru orașul nostru. Avem foarte mulți invitați și suntem bucuroși că ați reușit să răspundeți invitațiilor, invitației noastre, pentru care dorim să fim cât mai operativi, să putem să rezistăm pe vremea această caniculară, că mai este bine și pecoare, dar o să vedeți că într-o oră o să devină o căldură insuportabilă. Îl avem invitat pe Părintele Daniel Prepeliță, care reprezintă Parohia Ortodoxă, parohul de la Parohia Ortodoxă Sfântul Spiridon Comănești, vine din partea protopopiarului și a episcopiei Romanului și Bacăului, Părintele Ciprian Biser Bejan, la Parohia Romano-Catolică Sfântul Anton de Padova, preot doctorand Eduard Pătrașcu, pastor conferențiar universitar dr. Iacob Coman, preot doctorand Simeon Anastasoaie, pastor dr. Adrian Brizu, preot Damian Gheorghe Pătrașcu, pastor Mihai Ciofu, preot Francisc Doboș, preot profesor dr. Lavinia Misailă, este și președintele Asociației Cultural-Științifice Dimitrie Ghica Comănești. Și dacă mai sunt și alte persoane care vor să se înscrie, să ne susțină un speech pe tema pe care o avem noi astăzi, sunt așteptați ca să-și ofere această intenție. Așa că nu o să vă mai țin.
o să vă mai spun nimic. Deci, părintele Banciu Parastiv, care este un împătimit al istoriei și al tot ceea ce înseamnă eu aș vrea să vorbească și dumnealui, dacă se poate, că are scrisă și o carte despre aceste zone deosebite. Trăim într-o zonă deosebită, zona noastră, Valea Torcului, este într-adevăr o zonă superbă, cu o istorie bogată și cu oameni frumoși și oameni care au fost admirați, respectați și zicem noi că o să fim și o să rămânem și o să le facem cinste înaintașilor noștri. Au prezentat lucrări preot doctor conferențiar universitar Eduard Pătrașcu, pastor conferențiar universitar doctor Iacob Coman, preot doctor Simeon Anăstăsoaie de la Oastea Domnului, pastor doctor Adrian Bârzu de la Biserica Creștină Baptistă, preot Damian Gheorghe Pătrașcu, pastor Mihai Ciofu de la Biserica Pentecostală Betel Comănești, preot Francisc Doboș, profesor doctor Lavinia Misăilă, președintele Asociației Cultural-Științifice Dimitrie Ghica Comănești, preot doctor Ciprian Piser. Vineri 4 august la Comănești au început seria manifestărilor dedicate zilelor orașului Comănești. Astfel, de la primele ore ale dimineții au fost depuse coroane de flori și gerbe la căpătâiul eroilor îngropați în cimitirul internațional de la Comănești. Tot vineri 4 august de la ora 17 la centrul de agrement Trotuș Ionuț Iftimoaie a avut loc festivitatea de premiere a cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Prezenți la eveniment au fost și suprefectul județ lui Bacău, Narcis Jitaru, deputatul de Bacău din partea PNL, Cătălina Ciofu, dar și viceprimarul Comăneștiului, Adrian Ciobanu, alături de preotul Daniel Prepeliță și preotul Ciprian Enea. Mai multe detalii în minutele următoare. Să știți că un minut voi vorbi. Știți ce face acest oraș cu adevărat frumos? Dumneavoastră. Știți ce va face în viitor orașul și mai frumos? Copiii dumneavoastră, nepoții dumneavoastră, cei care sunt în spatele domnului primar, echipa de la primărie, copiii care sunt mai în spate, voluntarii de la Crucea Roșie, că sunt tine și frumoși. Ați avut grijă dumneavoastră, prin exemplu căsătoriei, să lăsați ceva în urmă. Ați avut grijă tot dumneavoastră, la un moment dat, politic vorbind, prin votul dumneavoastră, să ridicați orașul prin mâna unui gospodar, cum este domnul primar. Ați avut grijă tot dumneavoastră, la frumoasa vârstă pe care o aveți și mai ales pentru căsnicia frumoasă pe care o reprezentați, să păstrați Biserica Sfântă unită în continuare și pentru acest lucru sunt bucuroși și preoții astăzi și v-au și menționat aici de bucuria lor că sunteți o parte din parohia dânsului. Cred că împreună trebuie să ne bucurăm de fiecare moment în viață și atunci când sărbătorim, așa cum se întâmplă acum, zilele orașului Comănești, să o facem cu zâmbetul pe buze. Și sincer, după 2 ani de zile de pandemie, după războiul care e undeva pe lângă noi și ne-a cam usturat la buzunare și ne mai ustură și în continuare, faptul că astăzi ați ales să zâmbiți de ziua dumneavoastră, alături de noi, este cu adevărat o bucurie mare. Vă doresc multă sănătate, mulți ani și fiți alături în continuare de cei care sunt mai tineri decât dumneavoastră, pentru că doar în echipă vom reuși să ne menținem și noi mai tineri și dumneavoastră. Mulți ani și multă sănătate! Emoționați și totodată extrem de bucuroși au fost și cei care au fost sărbătoriți. Aceștia ne-au mărturisit care a fost secretul unei căsnicii trainice. Sunt emoționant, astăzi sunt premiate cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Da. Cum vă simțiți? Puțin... Puțin emoționată. Sunt 50 de ani. Dumneavoastră? La fel. Cum au trecut cei 50 de ani împreună? Nu ne-am dat seama. Nu ne-am dat seama că a trecut. Nu. Da? Stau au și fost... mă uit și nu-mi vine să cred. Au trecut 50 de ani și au trecut totuși. A fost greu? A fost ușor? Acum nu mai spun că a fost greu, dar a fost. A fost și greu. Oportunitățile vieții le întâlnim la fiecare pas și vrem, nu vrem, trebuie să le depășim.
Și în condițiile acestea, când te vezi la 50 de ani lăsând în urmă tot bagajul de lucruri care ne-au marcat, e un fapt frumos și ne face să privim înainte cu speranță. Ce le-ați adresa tinerilor din noua generație, ca să zicem așa, să ajungă și ei la 50 de ani împreună? Să-și asculte părinții. Da, să ia pe cont propriu. Adică, dincolo de lucrul acesta care este frumos cu ascultarea de părinți, ține până la urmă de ascultarea de Dumnezeu lucrul acesta, pentru că părinții sunt înlocuitorii lui Dumnezeu pe pământ, dar trebuie să aibă capacitatea să-și asume și singuri această responsabilitate. În momentul în care s-au constituit într-un cuplu, apar responsabilități imense. În afară de gestionarea relației între cei doi, apare inevitabil și responsabilitatea creșterii copiilor, care asta are mai multe valențe. În primul rând, dă o frumusețe exponențială cuplului și apoi, dincolo de aceasta, și satisfacția realizării ca persoane, ca părinți, ca și cuplu. Și, așa o zicem, un mesaj pentru generația tânără? O urare, o ceva ce le-ați transmite? Să fie sănătoși! Da, să privească dincolo de tot ce apare ca dificultate în tot ceea ce ne înconjoară, să privească cu optimism înainte și în sus. Astăzi sunt premiate cuplurile care împlinesc 50 de ani de căsătorie. Cum vă simțiți? Excelent! Foarte, foarte bine! E un moment deosebit! Cum au fost și 50 de ani împreună, doamnă? Au trecut prea repede. Frumos și ușor. Și au trecut repede, repede, nu știu când. Așa e? Nu chiar așa ușor, cum zice soția, dar am trecut cu bine. Am înțeles. Spuneți! Și avem rodul nostru aici și încă unul. Așa. Și nepoți. Și suntem foarte fericiți. Adică o viață împlinită. O viață împlinită, așa este. Ce mesaj aș transmite tinerei generații? Să apuce și ei 50 de ani în căsătorie, nu? Să stea împreună, că nu e ușor. Nu este ușor. Să fie tolerant, să se iubească, să ierte și să meargă tot înainte pentru copiilor și pentru tot, pentru societate până la urmă. Care ar fi secretul unei lungi căsnicii împreună? Multă, multă. Cum să zic eu, toleranță, multă dragoste și răbdare, nu mai spune, că trebuie să fie până la locomanda. După două zile de spectacol de excepție la Comănești, Galion au cântat și au încântat comăneștenii, atât artiști locali, dar și naționali. Pepe, Alex Velea, Narcotic Sound, Alessia, Laura Haidău și ansamblu Mugurașii, Mateo, Dona, dar nu în cele din urmă speciala Iuliana Covaci. Detalii în minutele următoare. Nu am venit decât să vă spun și eu distracție plăcută și mulțumim pentru participare. Vreau să vă spun că evenimentele se încheie seara aceasta. Ne pare rău că a plouat astăzi și am fost un pic mai restrânși ca și număr de spectatori, dar vor continua aceste evenimente pe acest superb anfiteatru natural la Galion, la Comănești, și chiar dorim să organizăm în fiecare an nu numai zilele orașului, ci și alt fel de evenimente. Spectacole, festivaluri și alte evenimente pe care vrem să le desfășurăm în fiecare an. Așa că va continua tot Alex Velea, pentru că nu vreau să îi tai din salariu, pentru că o parte din banii să fie și eu acum, nu? Bine. Și la mulți ani, vă zic și eu la mulți ani, îmi pare rău că nu putem să dăm focul de artificii din cauza că prin legislația care a apărut acum, în pădure fiind, că noi suntem în pădure aici, n-avem voie să dăm acest foc de artificii. Dar eu în sine sunt un foc de artificii, așa că de asta m-am schemat, ca să discutăm oamenii. La mulți ani, fraților! Alex Velea va fi cel care va încinge inimile dumneavoastră într-un mare foc de artificii. Mulțumim frumos, Alex!
formula Student România organizată pentru prima dată România la Bacău. În perioada 31 iulie 5 august în Bacău s-a desfășurat competiția Formula Student România pe circuitul Speed Park, omologat FIA, pentru prima dată în România. Evenimentul internațional este dedicat tinerilor de cea mai înaltă ținută intelectuală și profesională, în care reprezentanții universităților tehnice din întreaga lume își demonstrează abilitățile de cercetare inovare în domeniile mecanică, auto, IT și inteligența artificială, sprijiniți de cei mai importanți producători în aceste domenii. Marți 1 august, de la orele 10, a avut loc la Universitatea Vasile Alexandri din Bacău, în sala Senatului, deschiderea oficială, la care au fost reprezentanții companiilor implicate în construcția automobilelor, studenții, concurenți, precum și organizatorii și partenerii evenimentului. Detalii în minutele următoare. Vreau să-mi permite să spun și eu câteva cuvinte. În primul rând, bună ziua tuturor. Pilotul, welcome in mine, bine ați venit. Ideea organizării acestui concurs studențesc de inginerie a venit colegului meu Ciocă Ciprian, după mai multe participări cu echipa Formula Student la mai multe ediții din Germania, Olanda, Ungaria, și atunci bineînțeles că a încolțit ideea organizării concursului Formula Student și în România. Eu l-am susținut și l-am încurajat și atunci am pornit, să spunem, la treabă, cum se spune. El mai mult, eu mai puțin, a reușit, deși a format o echipă. Organizarea acestui concurs nu este simplă. Participanții știu acest lucru. Sunt diverse probe, dar am să-l las pe colegul meu, Ciprian Ciofu, să vă spună câteva din culisele concursului. Și împreună cu colegii noștri din Universitatea Vasile Alexandri, împreună cu specialiștii din mediul economic, avem aici multe, foarte multe societăți comerciale implicate, deci care au oferit specialiști pentru jurizare. Nu este deloc un lucru simplu. Concursul se va desfășura în decursul acestei săptămâni, până la finalul săptămânii. Și pentru aceasta vreau să-i mulțumesc în primul rând colegului meu Ciofu Ciprian, să mulțumesc colaboratorilor din Universitatea Vasile Alexandri din Bacău și tuturor colegilor din mediul economic care s-au implicat și colegilor, nu în ultimul rând, colegilor mei din Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași, care au oferit competența și sprijinul lor în organizarea acestui concurs. Doresc mult succes tuturor participanților și sperăm ca în viitor să putem organiza și a doua, și a treia, și a patra, și așa mai departe, ediția concursului Formula Student România. Sperăm ca participanții să se simtă bine la noi și să vină și la edițiile următoare. Vă mulțumesc și succes tuturor! Ciprian, te rog. În primul rând, mulțumim colegilor, prietenilor noștri de la Universitatea din Bacău, companiilor din țară, din România, pentru că au fost alături și au crezut în această acțiune. După cum știți, este o competiție de inginerie, este o competiție de cea mai înalt nivel, care în Europa și în lumea are o dezvoltare
de succes. Prin această primă ediție a competiției Formula Student România, pe lângă legăturile strânse care le avem cu Universitatea din Bacău, am început și o altă, am trecut să spunem la o nouă etapă de a ne lega, practic, învățământul cu ce înseamnă mediul industrial, avându-i alături de noi pe toți reprezentanții de seamă din industrie. Avem echipe din Turcia, din Islanda. Evenimentul este organizat de Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, Universitatea Vasile Alexandrii din Bacău, Speed Park, Research Mechanical Engineering și Primăria Municipiului Bacău. Formula Student are o tradiție de peste 40 de ani, primul eveniment de acest gen fiind organizat în 1980 de către Universitatea Statului Texas sub patronajul SAE. La prima ediție acestei competiții, aceasta a fost organizată anual în peste 20 de țări, cu participarea mai mult de 600 de universități tehnice. În organizarea evenimentului s-au implicat un număr de aproximativ 50 de voluntari, studenți și specialiști. Au fost înscrise echipe din 7 țări, inclusiv România. Vară plină de evenimente în orașul stațiune Dărmânești. Ce ne-au pregătit autoritățile publice locale, aflăm în minutele următoare chiar de la primarul orașului stațiune Dărmânești, Toma Constantin. Încă din luna mai am dat startul activităților cultural-sportive, dacă aș putea spune așa, și în fiecare săptămână aproape avem o gamă largă de activități. Astăzi suntem la baza sportivă Uzu Dărmănești. Avem Cupa Cartierilor la fotbal. E o tradiție de 3-4 ani, facem lucrul ăsta amical, fiecare cartier are propria echipă și sigur astăzi sunt prezente la start 8 echipe, se joacă azi calificările, mâine finala mică, finala mare. În același timp se desfășoară și trofeul Valea Uzului. În paralel avem și trofeul Valea Uzului, ediția a patra, viteză în coastă, campionatul național. Astăzi sunt la, eu știu, testări, dacă aș putea spune așa, recunoașterea în teren, un număr mare de competitori. Aproape 53 și în premieră avem la start și mașini electrice. O premieră pentru acest eveniment, de altfel o premieră așteptată. Am înțeles că și ministrul mediului va fi prezent. Da, și-a anunțat prezența și domnul ministru al mediului astăzi. Cred că va veni și la aici pe baza sportivă la mișcare și cu siguranță va fi și la startul raliului. Așadar, pe lângă lucrurile pe care le desfășurați în orașul Dărmănești, asta că aveți timp și pentru evenimente, creați evenimente pentru că este un oraș stațiune. Este un oraș stațiune și dincolo de investițiile pe care le facem în comunitate, avem nevoie și de viață sportivă și de viață culturală, promovare. Avem nevoie de a gândi cât mai multe oferte pentru turiști, pentru că cu ocazia evenimentelor pe care noi le facem, toate hotelurile, pensiunile din zonă și nu numai din Dărmănești sunt arhipline. Vin turiști foarte mulți în perioada asta din toată țara și asta nu poate decât să ne bucure. Să spunem așa în premieră aici câteva din evenimentele ce urmează aici la Dărmănești, pentru că nu, oamenii trebuie să-și facă planificarea din timp. Așa este. Luna august debutează cu foarte multe activități și aș aminti aici, 12-13 august, avem în premieră Festivalul Uzilor și vă invit pe toți, va fi ceva wow, pentru că tradiția jocului ursului la Dărmănești pornește de la acești uzi. Veți vedea în premieră cine au fost uzii, ce au făcut, de ce jucăm ursul noi la Dărmănești. De asemenea, tot 12-13 august, zilele orașului Dărmănești, vom avea aici viață culturală de top, sfârșitul lunii august. Vor concerta, trebuie să spunem, cu permisiunea dumneavoastră, domnule primar, trebuie să spunem cine va concerta, ca oamenii să-și facă agenda și tinerii. Da, avem nume de top, Fuego va fi prezent la Dărmănești, Mario Fresh, da, eu vă invit să fiți prezenți cât mai mulți pentru că nu aveți ce pierde. Veți vedea niște, să zic așa, nume de top la Dărmănești. Weekendul următor facem un pic de pauză, dar nu foarte mult ca să ne revenim. 25, 26, 27 august avem Festivalul Internațional de Blues la Dărmănești, aici, pe acest amplasament. Din nou, muzică de cea mai bună calitate, artiști internaționali s-au anunțat foarte
mulți, să zic așa, artiști de top. Așteptăm și public numeros. Sigur, este o viață efervescentă pentru că cred că asta e normalitatea. Și spuneați mai devreme de cei care au pensiuni să-și facă rezervarea din timp pentru că e greu cu cazarea. Da, e bine cei care vor să ne tragă pragul să se intereseze din timp pentru cazarea, pentru că, da, cred că cererea a depășit mult oferta de cazare și asta iar ne bucură. Poate agenții economici se reorientează să-și facă aici pensiuni, nu? Ar fi o idee bună, să știți că deja au început să gândească noi investiții în infrastructura de turism și cazare și așa mai departe. Faptul că am devenit stațiune turistică este un imbold, o încurajare pentru a investi în turism. Dezvoltăm pe orizontală și gastronomia. Spuneam că mai devreme, luna mai, am avut acel festival al prosturilor tradiționale. Îmbinăm utilul cu plăcutul, zona ne ajută foarte mult, avem un peisaj superb dat de Dumnezeu și toate aceste lucruri puse la oaltă ne aduc doar avantaje. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 8 august, vremea se mai răcorește, sunt șanse mari de ploaie, maxima zilei urcă până la valori de 21 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 11 grade Celsius. Miercuri, 9 august, cerul va fi în cea mai mare parte senin, maxima zilei urcă până la valori de 26 de grade Celsius, din ce minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kids.